Acum am terminat cafeaua de făcut, cum am zis, dar servesc în această cană, îmi place într-o cană mare, într-o cană de băut apă, normal, nu, cafea se servește într-o ceașcă mică sau fiecare de preferință. Să zic așa, varianta cu cafea, mai ales acum că este așa dimineață, relaxat, înainte să mă apuc și eu de treabă, prin casă. Soția este plecată la lucru, acum chiar stau așa liniștit, nu știu, o oră, două, trei, până vine de la muncă. Dar chiar sunt așa, stau într-o tranșă din asta de relaxare, chiar nu pot să mă grăbesc acum cu cafeaua. Este o cafea extraordinară. Chiar foarte bună. Parcă încep să mă mai trezesc așa un pic la realitate. Oricum sunt trezit la realitate întotdeauna. Dar chiar îmi face o anumită plăcere. Cum am zis și mai devreme, pentru mine cafeaua chiar este un ritual. Problema este atunci când trebuie să plec dimineața la muncă, eu la 5:30 mă trezesc, până mă pregătesc, până o scot pe flebeția mea Tașa să facă nevoile fiziologice afară, până îmi iau, bineînțeles, cafeaua, fac așa o față din aia, până mă duc la aparat, închid ochii, deschid, până pornesc butonul de pornire. Dar acum este foarte, foarte bine că este foarte ușor cu aparatele astea, cu capsule, să-ți prepare ție cafeaua. Pentru că chiar este foarte, foarte ușor, l-ai pus pe buton, ți-a venit cafea, tu o servești fără chiar nicio problemă. Atâta timp până vă încerc să vă prezint cafeaua sau să o beau, începe să mi se răcească și chiar trebuie să mai servesc un pic din ea. Dar am râdem și glumim, dar oricum este o sâmbătă liniștită, chiar o sâmbătă perfectă, cât este 8 fără 8 minute, de-abia începe să se facă ziua afară. Prea mult nu pot să mai stau cu voi pentru că mai am încă vă 4 ore la dispoziție și trebuie să plec. Chiar am un pic de treabă.